Cam așa stăm noi cu căsuța de lemn. Uite ce faină e, vezi? Am arătat numai secvențe așa micuțe, dar vin multe lucruri de făcut. Vin multe lucruri, sunt multe lucruri de făcut. Ceva vintage o să vă arăt după aia, Doamne Iisuse, că îți doresc să ai o căsuță așa de faină. Știi ce răcoare e înăuntru, așa că afară e cald. Deci e rece efectiv în interior. Deci asta e rolul la casele de lemn, să știți. Vara ține răcoare și iarna ține cald. Doamne, ce peisaje frumoase. O stâncă acolo faină. Da, deci așa arată, da? Acii rămân șlefuite, vezi grinzile? Rămân așa. Și uite ce avem aici, ceva mai vechiuț, așa. Lasă lei, le speli frumos și le faci. Jos, podeaua zice că rămâne așa șlefuită și așa rămâne. No. Asta e din pin nordic, despre care vă vorbeam, da? No, tot așa o bucătărie, o luată mai vechiuță. Aici baia, sus, lavabil, frumos. Și baia rămâne așa numai până aici, un brâu, cumva. Da, asta e încă o cameră. Bine, geamul e micuț, nu? Eu aș fi făcut un geam și acolo în față, da? Fiecare cum vrea să-și facă, cum dorește. Aici peretele de 20, eu zic că e super suficient, vată de 20, bazaltică. Deci nu numai așa, asta e sigur că eu controlez când urc ca să nu fac buba. Așa. Iarăși pereții de 20, eu zic că e super bine să ai vată. Deci vorbim de vată bazaltică, da? Deci nu vată normală, cu toate că și aia de 20 tot e bună. Dar bazaltică e mult mai bună, da? Nu. O să fie închis totul frumos. Astăzi montăm geamurile de la site, în mansardă. O să punem și... o să facem și hornul. Da, vezi? Vată de 20, eu zic că... Că-i oțușă treaba. Sus poți să-ți faci spații de depozitare, pui ceva, ușile ei, e destul loc, undeva la vreo 90 are, deci 90 cm poți să intri. Aici e o baie mare, family. No, aici trebuie să facem noi, tu pus deja pe jos. Bă, dar filmează bine S23 la întuneric, bă, că e interesant, frate, serios. Ia să-i dea mai aproape. Uite, vezi, se mărește lumina, nu? Bun, aici trebuie să facem... geamul, să punem geamul în mansardă. No, ia zi, bă, nu te duci și cumpăra de la Velux, că sunt de la site mult mai ieftine și tot la fel de bune sunt. Stai liniștit. Aici încă un geam. Ia întreabă pe Ondraș Batiuș. Da, deci așa. Până aici s-a ajuns. Mă, costă, v-am zis, undeva la 47.000 te duci la gata cu ea, fără nicio problemă, cu instalație, cu tot ce trebuie. Dar e casă mare, vorbim de o casă de 14x8, pe două nivele. Gândiți-vă, nu. Fă un calcul să vezi cât îți iasă. Undeva la 180 de metri, 176 de metri pătrați utili. Nu, deci nu vorbim de lucru mic. Aici nu înțeleg de ce au făcut de 20, chiar nu înțeleg. E un perete despărțitor. Nu, eu n-aș fi pus chestia asta, să spun sincer. Dar pentru ce, frate, să vii cu 20? Da, bine, pune bucățele, tot ce-o rămas, că doar nu ai să faci cu ele. Dar eu n-aș fi pus, vă spun sincer. N-are rost. Aici e contravântuirea, care am pus-o. No, și sus are contravântuire, adică, scuză-mă, n-ai cum să o... Și jos avem contravântuiri puse în... No, nu se mișcă casa, sunt nicio formă. Plus că eu am pus dintr-o bucată, că v-am mai spus. Grinzele sunt dintr-o bucată. 8 metri lățime, grinzi dintr-o bucată dintr-o parte într-alta, deci n-ai cum să o dai jos casa, nu. Sus cu clești, cu... deci nu există să miște, dar le-am pus contravântuire, mă lasă să fie acolo, știi? Cu toate că nu mișc casa nici măcar o secundă, nu. Deci asta e treaba, da? O să mai pun o contravântuire acolo. Doamne feri, în caz de un cutremur sau ceva, ea se ține una în alta, știi? O casă de lemn la cutremur, în caz că nu știai, e mult mai greu de dat, undeva la, deci au experții, un cutremur peste 8, dă o casă, 8 grade pe scala Richter, dă o casă de lemn jos. Încheiată foarte bine, multe horșuruburi și am pus horșuruburi cu, din oțel moale. Deci e diferență, da? Oțel tare,
oțelul care se folosește la arcuri și așa mai departe, da, la mașini sau așa, și oțelul moale care se folosește, au cei de la Bilca, holșuruburile pentru acoperiș. Iarăși sunt făcute din oțel moale. Deci ăla rezistă să-l torsionezi, să-l strâmbi, să-l... Deci doar se strâmbă, nu se rupe. Atenție, o să găsiți în multe părți, nu vreau să mai zic acum numele ca să nu... Așa? Oțel tare, casant, foarte casant. Când ai dat, s-o rupt, ca negresele alea pentru rigips. Și alea nu sunt bune pentru construcții. Multă lume nu știe. Nu. Nu știu mult despre asta, eu folosesc oțel moale doar ca să fie flexibil. Nu, cam asta. Aici o să vină o scară mare, să vină unchiu să facă scara de lemn. Eu nu fac, nu vreau să mă ocup de scări de lemn, că e destul de migăloasă, trebuie cineva mai în vârstă care are chef, știi? Și timp. Îți trebuie mult timp, costă foarte mult și n-are rost să mă ocup eu de... Sunt prieten bun, dar nu am timp, nu că nu vreau să-l ajut. Nu, Manuel? Aici l-aveți pe șeful Manuel. Vezi ce fain a ieșit? Uite, s-a luminat. Acum, ca să știți, Emanuel face și sisteme pluviale, adică scocuri. Le comandă direct de la fabrică sau țiglă metalică. Dacă aveți cumva acasă un acoperiș vechi și nu știți de unde să luați țiglă metalică, Emanuel poate să aducă țiglă metalică tăiată, debitată la cât ai nevoie. Adică dacă ai o pantă de 6,3 metri sau 5 metri fix sau 5,30 metri, el ți-o face exact pe lungimea dorită. Deci o comandă pe românește dintr-o bucată și te ajută pe tine că nu economisești bani, nu cheltui mult la acoperiș. Că dacă pui încă 10 metri plus pătrați, da, 10 metri pătrați în plus, te costă bani, știi? Nu, și mai ales face într-o bucată. El mai face și schimbă țiglă metalică sau țiglă la case, jgheaburi, burlane, cum am zis, ogeaguri, cum mai spun prin Moldova. Nu, deci mai ales face așa ceva. Dacă aveți nevoie, aveți acolo numărul meu. Dar cred că o să văd să-l pun puțin în descriere, numărul de telefon. Și puteți contacta, că nu e problemă, cu mare încredere. Emanuel e băiat serios, face treabă bună. Nu-i, știți voi cum sunt oamenii. E chiar un băiat bun. Și dacă vă interesează să vă schimbați acoperișul, că aveți un acoperiș vechi, dar și scurge zbrou în casă, îl puteți contacta pe Emanuel. Îți face o evaluare, da? La situație, îi spune cât te costă. Îți face un necesar. Da, îți face un necesar Emanuel și îți spune cât te costă să schimbi acoperișul. Pe gratis, e necesar, dar bineînțeles să nu fie pe la Târgu Mureș sau pe la nu știu unde, că nu poate să vină până acolo pe gratis, că nu are cum, trebuie să-i plătești drumul și dacă vrei să știi cât te costă acoperișul. Dacă e în vânătoare, ți-l face pe gratis necesarul, pentru materiale. No. Dar mai departe, poți să-i dai, dacă vrei, lungimea la casă plus câte țigle ai, știi? Și necesarul gratis, dacă nu se deplasează, nu e o problemă. Deci ca să știți, dacă vreți un acoperiș fain și plăcut, face și de la zero acoperișul Emanuel, deci fără nicio problemă. Dacă ai un acoperiș vechi și cornii, stâlpii, nu mai sunt bun, nu mai e bun nimic, ți-l poate face de la zero fără niciun fel de problemă. No. Bun, dragilor, cam asta e treaba. Hai să mergem la treabă, că avem treabă. Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru că v-ați abonat la canalul Cabana Minunată. Mulțumesc frumos că ne urmăriți, mulțumim frumos pentru like-uri. Și rămâneți aproape, oameni buni. Emanuel spunea că oricum se face clayul ăla la coșul de fum și nu mai e nevoie de interior. De interior să dea și cu niște adeziv. Dar nu e așa, hai să vă spun eu o treabă pe care oamenii nu o știu. S-o plâns multă lume și anume că atunci când construiești hornul, aici așa o să fie hornul, da? Uite-l, țăcăl bună. La casa asta frumoasă. Și uite să vă arăt o chestie. Hornul vine montat așa, da? Noi am făcut soclul ăsta, baza asta puternică, undeva la 25 cm. Am zis, bă, lasă să fie solidă. Am armat-o puțin, pentru că o să vină undeva la 3 tone.
pe placa asta, știi? Are aproape un metru, nu mai rețin, 95, un metru, hai să zic, da? Un metru pătrat așa făcut, da? Și... ia uitați aici ceva, vezi? Astea sunt anvelopele din teracotă. Hai mă, nu să-ți arăt aici ceva. Nu, uite. Vezi? Și eu aici am zis, bă, hai să închidem, vezi, partea asta. Să o închidem frumos cu adeziv. Asta e un adeziv care se folosește la placarea plăcilor din vată bazaltică, da? Păi ce meseriaș și manuel. V-am zis că e meseriaș, nu mă credeți. Le are. Deci ce a lui, a lui. Bun. Ce se întâmplă? La hornuri, că mi-au mai spus mulți, bă, că nu-ți bune anvelopele astea. Ba da, mă, sunt speciale pentru horn, da? Că au zis că nu, că se crapă, că o avut el și că o pus el și că s-o crăpat și că o lua foc pe interior. O treabă pe care noi nu știm, mulți dintre noi nu știu, e aia că nu trebuie folosite lemnele ca să eviți depunerea aia. E la bolobacă. Da, foarte bine. Ca să eviți depunerea neagră pe acii, cum se numește, mă, că am uitat. Depunerea aia care se face pe hornuri, ca să o eviți și după aia foc în interior, știi? Ca să eviți chestia aia, folosești lemne de cel puțin 2 ani uscate. Bravo. Deci oamenii inteligenți, nu mai spune că străinii, nu, că și noi suntem oameni. Și trebuie să fim inteligenți. Să nu fie umed. Să nu fie lemnul umed. Când e lemnul ud, dacă tu l-ai tăiat în primăvară și îl pui în toamnă pe foc, s-ar putea să fie umed la mijloc și îți face chestia aia, știi? Se depune pe hornuri și e riscul să se crape, să ia foc, să încinge, să multe chestii. Sau dacă nu, fii atent că ori mai zis alții ceva, bă, dar mie vine să râd. O zis că, mă, trebuie pus anvelop așa, cu ăsta în sus, că curge hornul. Păi o să curgă hornul, pentru că bagi lemn ud, nu ai voie să bagi lemn ud, da? Încă o dată, pune lemn, cu toate că le montez așa e ok, da? Deci nu e o problemă că le montez așa. Pune lemnul uscat. Și nu o să ai depuneri pe el. O să fie doar negreala aia care iasă, că normal n-ai catalizator la sobă. Deci o să fie doar negrea, doar fumul, negreala de la fum, da? Căneala aia. Dar nici de cum o să ai un horn cu depuneri pe el, da? Deci o să fie curat totdeauna dacă tu folosești lemn de cel puțin 2 ani, da? Să fie tăiat de anul ăsta și folosești la anul. Sau dacă nu, tai-l prin primăvară, pune-l bine la uscat să te asiguri că până la se lasă frigul să fie uscat complet. Lemnul se cumpără în martie. Dar măcar să-l tai în martie, să-l așezi tot crăpat, da, crăpate, crăpat și până la toamnă îl poți folosi. Mulți oameni care se dacă e crăpat, dar nu-l faci butuci. Și oamenii care au grijă de sănătatea lor, că e vorba și de sănătate, că îți bagă gaze în casă. Bravo. Știe că lemnul trebuie să fie uscat, primăvară. Nu? Da. Și uscat. Uscat, nu se ține butuci mari, cum ți le aduce peridocul sau ușaua. Că poartă. Nu se usucă până la toamnă, că îl plouă iarăși, no. Tot așa. Crăpat, nu? Puse la locul lor, crăpat. Unde are amenajat așa. Crăpat, nu, Manuel? Magazia. Crăpat în măsura dorită, depinde de sobe, de centrală. Așa, de da. Și le depostești și ai risite ele până la așa-i? Timpul lor când începe frigul. Are timp să se usuce, nu? Să tragă toată apa din ele și atunci nu te mai confunzi cu de-aștia pe la hornuri. Că alea se pun și pe hornurile care le-a unii. Da, da. Ai văzut alea simple? Da, la fel. E aceeași treabă. Iau foc, fac la oameni până, poți să ai tu anvelopa groasă. Asta. Exact, asta e de 10 cm grosime aproape, da? Tu poți să ai de 30. Dacă tu pui pe el ca turbatul pe foc și se îndoaie soba sau folosești lemnul aud, poți să fie groasă cât o fie, cât o crapă. Deci cam asta e, asta e secretul. Și aici tot se... se depune. Și se închide și stai se că închide. Se provoacă și decese. Dar nu este nicio campanie informativă pentru oameni să spună, bă, nu mai puneți lemn de ude, mă, pompierii, da, să se spună, bă, nu mai puneți lemn de ude, că muriți în casă, mă. Nu, frate, nimeni n-are treabă. Hai, cafeluța, Doamne, bună-i. Să-i dea Dumnezeu sănătate la ăla care nu-i inventat cafeaua. Care-o descoperit-o, ce scuze. Timp da. Este până în lemn uscat. Uite, vezi, Manuel îl montează și așa ceva, da, anvelope. Uite aceeași treabă, pune o scândură udă pe casă, bate-o în cuie. Vii după o lună de zile să vezi se trage toată. De cuie e scoase. Da, trase toată. La parte uscată, vezi, mai iasă? Așa este. Da, uite, Manuel montează și sistem pluvial, vezi scocurile astea. Ogeagurile, cum vreți voi să le spuneți.
Nu, casa asta e făcută de noi. Vezi? Uite ce fain e. Și mai multe. Deci asta face Manuel. Dacă doriți să-l contactați, aveți numărul acolo pe YouTube și îl contactați. Dacă vă place. Dacă vă place. Mă puteți suna pe mine, nu-i problemă. Cât era numărul? 0726 876 511. Vă puteți contacta pe mine și vorbim cu Emanuel. Că nu-i mai el, e băiat bun, meseriaș bun. Arată la lume, ce arată la oameni distanța dintre căpriori? Căpriori. Da, undeva la 75. E asta. Foarte bine. Nu de până la un metru, un metru 20. Da, pentru case nu-i bun. Și atunci... Da, nu-i bun. Hai dreptate, Emanuel.